Cel mai rapid jucător al Astrei va avea un retur infernal. Pe lângă lupta pentru un loc de titular, Sorin Strătilă trebuie să confirme și încrederea patronului. Ioan Nicolae vede în micuțul mijlocaș unul dintre cei mai valoroși jucători din prima ligă. Iar când vorbele vin de la cel mai bogat patron din campionatul românesc, Strătilă va trebui să zburde în retur. Fapt ce-l va bucura pe antrenorul Tibi Selimeș, dar și pe fotbalist, care este în atenția grupărilor cu pretenții din campionat. Strătilă este unul dintre cei mai utilizați jucători ai Astrei, dar și unul dintre cei mai îndrăgiți de suporteri astriști.